găsit, dragii mei! Iată-ne astăzi la o nouă ediție de Lifestyle. Astăzi m-am gândit să abordăm un stil de viață sănătos, așadar vom vorbi despre sport și despre tot ceea ce înseamnă o alimentație sănătoasă, o alimentație corectă. Și bineînțeles că toate astea nu se pot face fără sport. Dar pentru toate astea mă va ajuta Codruța. Bună, Codruța, și bine ai venit la mine în emisiune! Bună, Andreea, și bine te-am regăsit! Iată, punem foarte mult accent și se pune din ce în ce mai mult accent, dacă ne uităm în jur, pe un stil de viață sănătos. Tot mai multe persoane apelează la diferitele metode de a face sport, mai mult sau mai puțin, fiecare după posibilități, dar bineînțeles că aici trebuie adăugat și un stil de viață sănătos în ceea ce privește alimentația, căci, și asta îmi vei confirma tu mai încolo, dacă nu mâncăm sănătos, nu știu cât de mult ne ajută doar sportul sau doar gena, zic bine? Zici foarte bine. Faptul că este lumea din ce în ce mai interesată de un stil de viață sănătos și nu neapărat interesată, cât chiar pasionată, ne bucură, pentru că procentul de obezitate a crescut foarte mult. Nu știu dacă știi, dar da, țara noastră da, este pe locul 2 în Europa. Iar dacă nu se vede chiar atât de, nu e chiar atât de vizibil pe stradă. Ceea ce este îngrijorător, că tot este perioada COVID-ului și presupun că ai văzut că cele mai afectate persoane sau cei cu care au decedat au suferinți de obezitate, da, de alte, sau de diabet, de alte care boli. Bineînțeles că sunt cauzele unei alimentații necorespunzătoare, nesănătoase, lipsa de mișcare, sedentarismul, și atunci este normal să se îndrepte lumea spre o viață sănătoasă. Reacționează într-un fel pozitiv și am văzut că ai pomenit adineori chiar și pe durata pandemiei că și în casă se poate face sport. Da, să știi. Mă rog, pe perioada stării de urgență, practic, când am fost nevoit să stăm 2 luni de zile în casă, am improvizat tot felul de lucruri materiale ajutătoare ca să putem să facem, să ne luăm acea mică doză de sport de jumătate de oră, o oră, să zicem, dar să facem mișcare atât cât ne permite spațiul fiecăruia. În perioada pandemiei chiar am fost solicitată să fac o rubrică la radio pe tema asta. 3 minute aveam pe fiecare zi de mișcare. Da, găseam fel și fel de variante, de programe foarte scurte pe care le adaptam în casă sau în jurul casei. Super. Dar să știi că ce-a fost surprinzător, foarte multă lume a făcut mișcare în perioada pandemiei. Cred că a fost o perioadă benefică de a se apuca de mișcare. Pentru că fiind izolați și neavând alte preocupări, neavând preocupările practic, programul de muncă, am avut și noi timp pentru noi. Exact. Și s-a apucat foarte, foarte multă lume atunci de sport. Am fost foarte solicitată de a lucra chiar și în mediul online. Ceea ce, da, e îmbucurător, dar pe altă parte, oare nu neapărat îngrijorător. Una este să lucrezi online și alta este să lucrezi fizic. Categoric. Am vorbit, acum am adus în discuție așa ca un plus, că iată și pe perioada aceasta în care chiar am fost obligați să stăm în casă, noi am profitat, ne-am adaptat, cum suntem noi oamenii, fire adaptabile, dar iată că ne-am întors la sală sau, nu știu, fiecare... Da, din păcate, unii s-au îndreptat și și-au ocupat timpul făcând sport în această perioadă de pandemie sau de izolare, iar alții și-au găsit veleități gospodărești sau bucătărești, și multe dintre fetele sau cunoștințele mele s-au îngrășat. Foarte bine, mult. Chiar și eu pot să spun că am luat în greutate prima perioadă, că eu m-am relaxat. Eu nu cred că există Codruța care să nu fi luat în perioada respectivă. Fete, dar cliente de ale mele, da. Au avut un start foarte bun înainte de izolare. Și n-au luat deloc, până și eu am luat 2 kg în pandemie. Mai adică... nu au luat, chiar au scăzut. Știi de ce? Pentru că exact înainte de izolare au venit la studio și mi-au solicitat program pentru slăbit. Le-am dat un start foarte bun, presupunând și alimentație corectă și antrenamentele pe care le făceam împreună.
Iar faptul că au început să vadă rezultatele destul de repede și au intrat așa într-un ritm, au fost motivate să continue și în acea perioadă de izolare. Bine, sunt puține cazuri, închipuiesc că predomină numărul celor care s-au îngrășat și acum multe dintre ele nici măcar n-au revenit, că a picat foarte prost, pe lângă faptul că era și vară. Mai e și pe, după perioada de izolare, pe perioada de pandemie, deci foarte puțină lume, să zic, că a revenit la antrenamentele din sală. A solicitat multă lume și antrenamentele afară, sunt care au rămas pe antrenamente online, dar este bine dacă totuși încearcă să păstreze un echilibru în ceea ce privește alimentația, cât și mișcarea. Și că am ajuns la capitolul ăsta, ce ne recomanzi, Codruța? Ce ar trebui să facem, nu știu, zilnic, să ne intre așa ca o rutină? Ce ar trebui să mâncăm? Ce înseamnă alimentație sănătoasă, mai exact? Mâncăm la ore fixe, nu mâncăm la ore fixe? Ce alimente combinăm și cât facem sport? La ce întrebare să se pot să spun prima oară? Toate, îmi zice așa ca un circuit. Da, ce recomanzi tu telespectatorilor noștri? Recomand echilibru. Echilibru. Alimentație sănătoasă, să știi că sunt cazuri care mănâncă foarte sănătos, dar nu este echilibrat și atunci n-au rezultate în ceea ce privește silueta și menține silueta la standardele normale. Deci iarăși nu e bine nici dacă mâncăm sănătos, dar nu e echilibrat. Păi trebuie să mănânci contează foarte echilibrat, normal, că sunt cunosc persoane vegetariene care sunt obeze. Deci, nu cred asta. Ba da, pentru că mănâncă foarte multe fructe uscate. Vai. Semințe sunt foarte sănătoase, dar conținut mare de calorii. Dacă nu-și iau aportul necesar zilnic din nutrienții necesari și nu există un echilibru pe care trebuie să-l respecte și rapoartele care trebuie să respectate, cu siguranță că nu au același rezultat. Da. Și da, vin. Eu mănânc sănătos. Ok, dacă mănânc sănătos, pune pe hârtie ce ai mâncat ieri, cel puțin în ultimele 3 zile. Și atunci când calculăm sau discutăm pe baza jurnalului alimentar din ultima perioadă, asta este constatarea. Multe persoane mănâncă prost, puțin, că e una dintre probleme, dar eu nu mănânc mult. Da, știu că nu mănânci mult, mănânci puțin și prost. Iar cele cu care am avut rezultate foarte bune în ultima perioadă, cel puțin de când mi-am deschis studioul meu de sănătate, că așa îmi place mie să-i spun, că includem și nutriția și sportul și antrenamentele personale, am avut rezultate foarte frumoase și mi-amintesc că una dintre puștoaice, că e tânără, mi-a zis, zice, da, eu în viața mea n-am mâncat atât de mult, cum pot să-mi dați să mănânc atât de mult, că eu n-am să slăbesc, că eu nu mănânc atât. Ba da, mănânci 2 săptămâni, așa cum îți spun eu, și ai să slăbești. Ei, uite, că domnișoara a slăbit 11 kg wow. În 8 săptămâni. Și nu este singura. Și nu a mâncat puțin, adică ei se părea cumva mâncat zilnic, că mănâncă... Cam întrebat-o, bineînțeles că ținem cont acum și de potențialul fiecărui, adică unele persoane nu-și permit să mănânce sau nu mănâncă acasă. Ea a zis că preferă să mănânce acasă ce mâncare gătită, gătește bunica pentru toată familia. Ok, gătește bunica, dar atunci spui cum să-ți găstească ciorba. Ea a preferat ciorbă zilnic. A mâncat ciorbă de perișoară, ciorbă de pui, toate, fără smântână, fără ulei, fără adaos de grăsimi. Mici modificări. Avea dita mai porția de ciorbă, cina, cu respectarea meselor, cele 3 mese zilnice. Iar rezultatele au apărut foarte repede, dar nu este singura. Adică majoritatea au avut aceeași problemă. Cum? Nu poți să mănânc atât de mult. Nu să poți să mănânci atât de mult, că la un moment dat nu o să ți se mai pară atât de mult. Da. Iată că vedem și pe spatele nostru aici, Codruța, rulând câteva imagini cu tine. Eu vreau să-mi spui, am înțeles, nutriție, fitness, ce sunt hamace, mai corectat tu, eu le-am spus funii, deci n-am fost corect, ce sunt hamacele respective și ce se întâmplă acolo mai exact? La ce ne ajută? Este un program foarte fain. Deci lumea care nu cunoaște exact ca și tine, aceeași întrebare m-a pus, ce cu funile alea? Te legi în funile alea? Nu sunt funii, sunt hamace dintr-o pânză specială, contează, e un fâș, o mătase rezistentă. Și este un program, inițial au plecat de la aerial yoga, în care, într-adevăr, sunt când ajungi să practici sau să faci programul la un nivel mai avansat, sunt niște exerciții mai acrobatice.
dar se merge foarte mult pe stretching, coordonat cu respirație, pe mișcările lente, pe o muzică lentă. Lumea care mă cunoaște pe mine și mă știe că sunt o fire foarte dinamică și toate clasele mele sunt foarte în forță, erau în forță și dinamice. Când am văzut acest program, s-au speriat, adică program, pozele în sine. Că era că mai fără, pe lent, da, mai pe... Nu, dar pozele în sine, probabil că s-au gândit că este ceva foarte în forță, cu acrobații, cu cine știe ce nebuni. Și au zis, spune, eu nu fac așa ceva. Este altceva, este total ceva diferit de ceea ce am făcut eu până acum. Bine, încă îmi păstrez programele mele de antrenamente intensive, dar ăsta este unul dintre programele care mă unge pe suflet. Îl ce predau cu atâta plăcere încât, da, reușesc să transmit tuturor starea de bine. Ce beneficii are? Păi, îți spun expresia majorității fetelor, este că te simți ca după masaj la finalul programului, pentru că este stretching, o alungirea fibrei musculare, detensionarea musculaturii, relaxare, că se termină cu un program de relaxare și îți dă o stare de bine și de, și de satisfacere sau satisfacție, pentru că te vezi în anumite poziții pe care nu le-ai făcut niciodată, pe care le vezi... Sau nu credeai că le sau poți nu face credeai, bună oară. Da, cu siguranță este una dintre marile lor... Provocări. Exact, sunt pentru de că care se văd sterie în fotografii, sunt spectaculoase și da, da, și să le execuți. Da, că seamănă cu acrobațiile cunoscute, nu știu, făcute bună oară de gimnaste sau poate la, nu știu, la circ. Sau, păi adică există, da, la circ grele. E un anumit program pe da, pe hamace, același tip de... Exact, pe... De asta zic, adică dar par nu este greuțe. Același lucru. Nu, nu. E un program foarte simplu, ușor de executat, de făcut cap-coadă. Chiar m-ai făcut curioasă. Foarte puține persoane au fost care, să spun că au ajuns în timp să execute cele mai grele poziții, adică cele cu cap în jos, nu știu dacă sunt sau le-ați postat pe aici, pe au rulat în spate. Dar majoritatea au reușit să le execute și a fost satisfacția, bineînțeles, foarte mare. Pe lângă faptul că ți întinde foarte mult coloana, te întinde, elimină durerile de spate. Sunt persoane care vin și deci acuză dureri de spate. Deci ar fi benefică o astfel de ședință după, nu știu, o săptămână de mers la sală, de după exemplu? După antrenament este ideală. Este ideal. Da. Bine, acum depinde, poate că halterul fizicul-turiștii nu agrează astfel de programe. Dar, da, în general, persoanelor care merg pentru starea de bine și pentru sănătate, da, este ideală. Sau bună și îți spun doar când vin doctorițe de la Techirghiul, da, care, da, care sunt cunoscătoare, ca să spun, de terapii și au spus că este minunat programul și vin cu mare drag, cu mare plăcere ca să fac acest program. Foarte interesant. Uite, chiar arată, arată bine și arată interesant. Vedem și noi imagini. Acolo ce făceai? E... Aici, da. O viață aici foarte activă, iată Codruța. Ce, chiar ce, foarte. Mai, ce mai practici? Spune-ne despre tine acum, în toată sfera asta mare de, de sport, de câți ani practic și ce faci mai exact acum? De câți ani? Dintotdeauna. Am cochetat cât am fost mică cu diferite sporturi. Am încercat atletism, handbal, cred că așa doar în școală, tenis, ca apoi să fac performanțe la tir cu pușcă. Interesant! Știu, e... Da. Face parte din viața ta. Ca așa am și ajuns la Constanța, eu fiind din Cluj. Născută, da, și am plecat la București la Steaua ca și sportivă de performanță și acolo am rămas ever forever, da, am făcut facultatea de sport în Academia în București și în momentul în care m-am lăsat de sport, pentru că a fost la un moment dat, nu mai aveam rezultate și nu excelam pe domeniul sportiv, m-am angajat ca și o spătăriță, că n-am vrut să mă întorc la Cluj și am vrut eu să îmi câștig bănuții mei, lucram doar în weekend. Ambițioasă. Păi, da. Așa și trebuie. Nu, eram îndrăgostită și... De aici a plecat ambiția, să înțeleg.
Da, eram deja într-o relație cu actualul soț și n-aș fi vrut să renunț și să plec înapoi la Cluj, cu toate că eram deja studentă, deci probabil că nu se punea, dar aș fi putut să mă transfer, adică la, ca student să mă duc în orașul natal. Și atunci am decis să mă angajez, n-am lucrat foarte mult timp, am avut ocazia să-l cunosc pe Joe Raeschi, Joe Raeschi, nu știu dacă spune ceva numele, că este în domeniul jurnalismului, parcă, și avea așa o admirație față de mine și mi-a zis, de ce nu vrei tu să încerci să te duci să te angajezi? Și am zis că încă nu știu. M-a trimis la cineva care avea o sală în București de sport și m-am dus să ghinion sau nu, nepregătită, pentru că nu eram pregătită să mă duc să mă angajez ca antrenoară de aerobic, când nu aveam cunoștințe sau nu era suficient doar să fii student la educație fizică sau la Academia de Sport și să te duci în fața unui grup de persoane și să predai. În același timp, da, am mai fost, ca să zic, concurentă pe postul respectiv, o colegă de-a mea de facultate care avea experiență și normal că a avut câștig de cauză, dar pentru mine a fost o bună învățătură, pentru că la următoarea ocazie m-am pregătit, deci atunci m-am ambiționat și m-am pregătit foarte intensiv, am participat la fel de cursuri de formare și după care succesul chiar a urmat constant, a fost într-o continuă ascensiune. A fost un domeniu care... contează pregătirea. Da, categoric. Dar nu este suficient doar să faci pregătire, ci dacă nu-ți vine din suflet și nu reușești să transmiți mai departe celor cu care lucrezi și n-ai energie să o transmiți, poți să fii pregătit, să fii un antrenor foarte tehnic, să ai un program foarte curat, dar dacă nu acorzi atenție suficientă celorlalți și nu există comunicarea între tine și clasă, degeaba. Deci la mine probabil că a fost totul din interior. Mi-a făcut plăcut, mi-a făcut mare plăcere și îmi place să lucrez cu oamenii, da. Mi-ai spus că ești și profesoară la o școală de aici, de la noi, din Constanța. Păi, de vreme ce am terminat Academia de Sport, da, am mers și pe învățământ, cu toate că am spus că nu voi rămâne în învățământ, dar acum nu aș vrea să renunț la ce statutul de predai? Profesor. Clasele la gimnaziu, pentru că mi-e foarte aproape și m-am titulizat la această școală de peste 10 ani, până la clasa 8-a. Dar nu este nicio diferență între gimnaziu sau liceu, este același lucru. Asta doar că la liceu probabil că te poți înțelege mai bine cu cei că sunt mai mari. Cum sunt copiii din ziua de azi? Cum îi simți? Le place sportul? Sunt deschiși către sport? Vor să facă și altceva? Depinde de familie. Unora le place sportul și sunt foarte dornici să practice sportul, dar vremurile în care trăim îi condiționează? Nu că îi condiționează, nu sunt atât de încurajați, pentru că sunt familii care nu-și încurajează copiii să facă către sport. Nu, deloc. Vin cu scutiri medicale sau cu fel și fel de acuzații sau nu face sportul că transpir sau nu-l duce pe malul mării că răcește. Crezi în lucrurile astea? Crezi în miturile astea care se tot spun, nu știu, bună oară, nu-ți lăsa copilul la not, că nu, face roșu în gât, nu-l duce, nu știu unde, că transpire și răcește. Ai văzut țigan bolnav? Umblă de sculți pe stradă, dezbrăcați iarna, în pantaloni scurți, mânecă scurtă, deci... sau rom, mă scuzați. Nu, admirativ. Deci de ce ei nu răcesc, nu se îmbolnăvesc, nu acuză probleme grave, iar cei care sunt foarte ținuți în puf, în puf, da, foarte protejați, și cumva se îmbolnăvesc cel mai puțin. De, da, de la educație, de la categoric. Părinți, vrei să spui? Da, da, da. Și e tristă realitatea asta. Este tristă realitatea. Noi încurajăm către... Îți dau un exemplu. E și societatea care te obligă oarecum. Pentru că mulți părinți încearcă să-și ducă visele prin copiii lor, să-și realizeze visele prin copiii lor. Încearcă sau să facă din copiii lor ceea ce n-au reușit să facă ei. Și atunci, îți dau doar un exemplu. La clasa 5 am întrebat... Câți dintre voi faceți sport? De performanță. Și au ridicat vreo 3-4 mâini. Am zis, nu, de performanță la un club în care mergeți zilnic la antrenament. Performanța asta presupune o dată sau de două ori pe zi chiar antrenament. Nu pot să spun că erau 3 copii care să facă performanță, adică să mergă la antrenamente zilnic. Mergeau de 3 ori pe săptămână la un club
și erau, da, să spunem, dintr-o clasă de aproximativ 30 de copii. Și atunci am zis, ok, sport nu faceți. Câți dintre voi vă meditați, indiferent la ce? Română, mate, engleză? Și-au ridicat toți mâna. Mai... majoritatea, ca să nu zic chiar toți, majoritatea. Deci e inadmisibil. Deci din 30 de copii, să zicem că maxim 5, că am fost să ne ridicăm mâna, eu merg cu rolele, eu am fost la patinoar iarna, eu am fost acolo. Nu, domnule, să te duci într-un constant club, să te duci constant într-un grup organizat, nu erau 5 într-o clasă. De altfel, se meditează toți. Iată, ai pus punctul pe I. Este alegerea fiecăruia. Da. Cum să interpretăm lucrul ăsta? Nu avem nici prea multă învățătură în școală, trebuie să învățăm extra, să zic așa, cu meditațiile acestea. În schimb, pentru sport găsim scutiri. Este tot din cauza sistemului oarecum. Este goana după note, dorința de a avea toți pe 10 pe linie, dar na, e dureros. Pentru mine, ca profesor, e dureros și frustrant atunci când trebuie să pui notele în catalog, că știi că nu sunt toți de 10, dar pentru progres și pentru prezență și pentru interesul lor, mai închidem ochii. Dar există goana asta după note și după mediile maxime, nota cât mai mare. Da. Slăbiți copiii așadar, lăsați-i să facă sport, să facă mișcare, căci îi ajută, cred că atât în mental cât și fizic. Ce pot să-ți spun este că foarte mulți, sau majoritatea, în mod special domnișoarele, când ajung să își câștige singure existența, ce crezi că fac din primul salariu? Își cumpăr abonament la sală. Da? În condițiile în care? Da, în condițiile în care în școală chiuleau de la orele de sport. Cum explici lucrul ăsta? Foarte interesant aspect. E un trend. E un trend. Ca și cu nutriția, că mă întrebai de nutriție și de... Sunt trenduri fiecare an. Dieta Arina, dieta... zic, acum am lapsus. Deci sunt fel și fel de diete an, care circulă. Acum este, da, acum este în trend intermittent fasting și așa mai departe. N-am recomandat niciodată un anumit, poate doar pe o perioadă foarte scurtă de 3 sau 6 zile, ceva care să dea un șoc, dar în rest nu, am mers pe echilibru. Altfel nu există. Succesul în orice domeniu, indiferent că este nutriție, sport, viață, carieră, eu spun că cuvântul cheie este echilibru. Excesele nu sunt benefice. Că suntem pe final de emisiune, Codruța, un sfat pentru telespectatorii noștri. Atât de repede a trecut. Știu, când e vorba de sport și de nutriție, se poate vorbi o grămadă și putem detalia foarte mult. Și au rămas atâtea nespuse. Da. Dar cu siguranță ne vom mai întoarce la acest capitol, pentru că e unul care mie îmi place foarte tare, că și ne dăm sfaturi utile. Așa că o să te rog pentru perioada asta care urmează, care este una destul de complicată, cel puțin așa se anunță, stăm așa, deci că suntem pe teren minat, știi cumva. Da, sfaturi pentru telespectatorii noștri care ne privesc, ce le recomanzi tu în materie de, nu știu, stil de viață sănătos până la urmă? În mod special să țină cont de alimentație, să însară peste mese, să existe echilibru, atât în alimentație, cât și în viața de zi cu zi. Iar în ceea ce privește sportul și antrenamentele, îți dai seama că nu pot decât să-i încurajez și să-i îndemn să meargă nu neapărat spre un club sau un studio sau o sală anume de a face sport. Orice formă de mișcare. Că ies la plimbare, că își plimbă câinele, că merg cu copilul în parc, aleargă, sunt care, păi, stăm pe malul mării. Nu e păcat să nu profităm, că suntem atât de privilegiați și în loc că să ieșim aici și să mergem să facem aerosol și alergare pe foarte malul mării. Adevărul este că asta vine din partea ta, care ești născută la Cluj. Iată!
Da, dar apreciez și ador marea, îmi place și ies și fac antrenamente. Adică acum 10 ani când ieșeam eu și făceam antrenamente pe plajă, toată lumea spunea că a, ești nebună. Acum am început lumea să iasă, ceea ce este un lucru foarte bun. Dar sfatul meu pentru cele care ne urmăresc și nu numai cele, și cei că și băieții au nevoie de sănătate și de mișcare și nu ar trebui să se neglijeze și să meargă pe ideea că portofelul plin și mașina și de burtica. Așa poate să existe burtica dacă o porna. Nu. Eu cred că contează foarte mult. E bine pentru ei, în mod special, pentru sănătatea lor și pentru starea lor de bine. Faceți sport. Indiferent sub ce formă. Îți mulțumim frumos, Codruța, mult succes și ție la ore, atât cele private cât și cu elevii. Noi vă mulțumim pentru asta și noi ne vedem la o nouă ediție de Lifestyle.